La știri. Am revenit, dragi gorjeni, de această dată plonjăm într-o analiză a administrației locale și pentru că n-am mai fost la noi de vreun an de zile, îi urăm un la mulți ani călduros domnului primar Vasile Gogonicianu de la Turcinești și sperăm să vină mai des pe la noi. Acum, la început de an, v-am rugat să faceți pentru gorjeni, pentru că aveți comuna cea mai apropiată de municipiul Târgu Jiu, un raport, o analiză, spunem, a ceea ce ați realizat și a ceea ce vă propuneți pentru anul acesta și anii viitori. Încă o dată bine ați venit și un an cum vi-l doriți. Mulțumesc. Deci m-ați luat cam pe nepregătite. Dar eu nu am nevoie de hârtii pentru că le știu foarte bine. Deci anul trecut am avut mai multe obiective de realizat. Printre cele mai importante a fost... Am lucrat foarte mult la proiectare, autorizări și tot ce există în birocrația asta de la noi. Am reușit să încep o investiție de asfaltare a unor uliți în satul Horezu, cel mai îndepărtat sat pe care vreau să-l fac modern. Am reușit să, din cele trei uliți, să și asfaltez una până la sfârșitul anului. M-a prins vremea și le continui în prima lună bună de lucru. Deci investiția este aprobată, banii sunt puși deoparte și nu se pune problema. Cu această investiție pot să spun că satul Urezu va deveni asfaltat în totalitate. Deci va fi practic primul sat din comună asfaltat în totalitate. Am făcut asta pentru că e satul cel mai depărtat, a fost poate cel mai vitregit față de celelalte sate. Și prin asta, prin ce s-a realizat în acest sat, pot să demonstrez pe concret că deși înainte oamenii erau puși poate să plece din această localitate, au început să vină tineri să construiesc case moderne, în condițiile în care, la ora actuală și cu în primăvară, vor avea toate condițiile, toate utilitățile. Le trageți și rețea de apă? Au apă de la... de când am dat eu apa în funcție, acea apă mult cântată, deci au apă... Acea apă unde ați ajuns până la Curtea Supremă cu, cu procesele și ați reușit... Nu fac nicio problemă, deci... Ați reușit de unul singur să vă luptați, să spunem așa, chiar cu morile de vânt și să învingeți și să aveți aprobare pentru apă potabilă. Deci, în satul era cel mai vitregit sat de apă, pentru că este pe un deal, pânza de apă freatică este foarte la mare adâncime și o bună parte din case nu aveau apă, o căreau din alte sate. Deci, la ora actuală, toate casele din satul Orezu beneficiază de apă potabilă, apă potabilă. Deci spun acest cuvânt pentru că într-o emisiune cineva, un domn care nu a avut loc niciodată de apă de la Turciești, afirma într-o emisiune în direct, nu-i spun numele că probabil nu-i voie, tot la dumneavoastră, da, că cetățenii din comuna Turciești folosesc apă menajeră. Eu am adus și la mine și am vrut să vin atunci să-i arăt că apa de la Turciești este autorizată. Să le așartați pe cameră, deci, documentele. Este, rog colegul să focalizeze, iată un document oficial este, care atestă... Autorizația sanitar-veterinară eliberată de DSP. Deci, arată că apa este sigură și că este potabilă și poate fi folosită. Deci sunt aproape 3 ani de când eu am predat sistemul de alimentare în exploatare la Apa Regio, pentru că sunt aproape de oraș și sunt prima comună din județ membră în ADIA. Am predat-o în exploatare, am avut ceva probleme la început pentru că unii din domnii consilieri, tot aceia care s-au opus aceste investiții, nu mi-au aprobat să duc la îndeplinire niște restanțe care le aveam față de Apa Regio, le-am rezolvat. În prezent apa funcționează destul de bine și este potabilă, deci s-au dezinformat foarte mult oamenii prin aceste afirmații că apa e nepotabilă. Fiind preluată de Apa Regio, este monitorizată permanent de Sanepid, nu de mine, este autorizată și de Apele Române și de Mediu. Și cum stați cu debitul? Debitul, am mai spus-o și o repet, deci orice apă adică poate... puteți asigura toate satele componente? Da, 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 pentru că orice sistem de alimentare de apă potabilă care se face pe banii statului, se face după niște proiecte și după niște avize. Dar se ia în calcul oamenii, animalele și o rezervă destul de mare pentru viitoarele... Nu, pentru viitoarele gospodării care vin. Este un consum calculat pe persoană, care e destul de mare. În perioadele de secetă mai... maximă, ca peste tot oamenii mai folosesc apa și la irigat. Și sunt perioade când nu ajunge, pentru că acest sistem este proiectat pentru un debit de 5 litri pe secundă. Ori dacă pentru consum, să spunem, casnic, da, nu pentru consum agricol. Nu pentru, când este și consum agricol, sunt perioade din zile, așa, din după masă, mai ales când scade presiunea.
Dar sper că și asta o să rezolv, pentru că deja am demarat o investiție, am proiectul gata, urmează să scot la licitație și voi face o contorizare a apei. Cred că voi fi unicat în județ. Așa voi scoate contoarele pe domeniul public, ca să nu mai poată cineva să umbre, să facă tot felul de mișcări, suspiciuni. Și atunci sunt convins că consumul va scădea, pentru că, eu știu, apa și cei de la apa rege au interes să fie consum, ca să încaseze bani. Și mai ales în condițiile în care forajul meu asigură 15 litri pe secundă, iar noi avem nevoie de 5 litri. Deci noi mai putem da apă la 2-3 comune. Aveți deci, cel puțin 10 litri peste... 10 litri peste. De 3 ori mai mult avem decât necesarul. Asta după toate aceste scandaluri de câțiva ani de zile, la care m-am ținut cât am putut de tare... Dar vă întreb, domnule primar, ați avut vreun moment teama că nu veți reuși să învingeți în această luptă, să spunem, a orgolilor, o luptă a birocrației? Nu am avut, pentru că dacă aveam, eu știu, renunțam, dar n-am renunțat niciodată, pentru că am fost convins că totul s-a făcut bine, că nu am luat niciun leu și totul s-a făcut perfect. O lucrare care o faci la un preț puțin mai mult de jumătate, nu poți să spui că ai mai făcut niște minuni. Dovadă că din banii care au mai rămas de la această alimentare, am mai făcut o extindere de rețea acum 2 ani, pentru că de la proiectare până la execuție s-au mai făcut la noi să construiește, s-au făcut puzuri, s-au extins unele sate și am introdus peste tot apă. Așa, acum din aceiași bani îi folosesc pentru această contorizare care va avea un, eu știu, un rol foarte important în funcționarea, în buna funcționare a sistemului. Și în aceste condiții am demonstrat și voi demonstra în continuare că sistemul este foarte bun. Cum vă explicați că, iată, numărul de locuitori care vin spre Turcinești și numărul de case crește, să spunem, de la un an la altul? Care este secretul? În primul rând, la noi este un aer foarte curat, niște terenuri foarte productive, merg bine pomii, vița de vie și alte culturi. Și sunt mulți oameni din oraș care fac foarte mulți cunoscuți, să spunem. Sau au renunțat la bloc și au cumpărat terenul și au făcut case sau au cumpărat case. Am, de exemplu, în acest sat Orezu, care, datorită acestor facilități care le am... Modernizări. Am o uliță care era jumătate părăsită și am reușit ca până acum să nu mai fie nicio casă. Deci au plecat oameni poate din Rovinari care mi-au mărturisit că, domne, Rovinari muream de foame. Aici am înțâns și eu un animal, deci oameni simpli care vin la țară și se adaptează celor care locuiesc în prezent. O altă, pe lângă alte mărunțișuri, că am făcut și niște extinderi de rețele electrice în aceste zone. Am modernizat în anii trecuți 3 uliți din Turcinești, le-am asfaltat. Am introdus gaze în 2 zone unde nu erau gaze. Cea mai importantă investiție, cred că va rămâne în istoria comunei, ziceam că până acum era apa, dar acum vine o investiție mai mare, este canalizarea. Să vorbim despre apă, pentru că avem timp, de asta v-am și invitat, să faceți un raport complet al primarului Vasile Gogălnicianu. Deci, despre investiția, să spunem, care va deveni numărul 1 în cariera dumneavoastră de primar, după apă, care a fost până acum cea mai importantă. Deci, care va veni, lucrez la ea, este canalizarea. Pentru că, într-o localitate modernă, unde este apa introdusă în toate locuințele și pot să vă spun că la noi, eu zic că peste 80% din locuințe sunt moderne, au băi și tot ce trebuie, era strict necesară canalizarea. Am gândit-o cu mulți ani în urmă, când s-a construit stația de epurare a orașului. Cineva m-a întrebat dacă vreau să mă prindă și pe mine pentru această stație. Am fost de acord, am făcut adrese, m-a prins. Iar acum, pentru că sunt membru în ADIA, am primit acceptul de la APA Regio că pot să merg și eu în această stație. Suntem într-un stadiu, adică avansat acum, dar a durat foarte mult. Deci am întârziat cel puțin un an jumătate pentru a face un proiect bun și a renunțat la stația de epurare, care este foarte grea și greu de întreținut, și în loc de stație de epurare de 40 de miliarde, fac o stație de repompare și dau canalizarea în oraș, la stația orașului. Suntem în faza de licitație. A durat foarte mult, nu credeam că pe 7 decembrie am avut licitația și sper că în câteva zile să fie gata.
licitația. Ați prins în proiect tot să deservi toate satele. Toate satele și toate casele. Toate casele existente. Iată, un lucru important pentru că până acum primăriile aveau ca țintă, să spunem, 50-70% din case. De fapt, noastră ați prins proiectul pe tot. Avem contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, se pare că acum se vor trece și chiar pe accesare de fonduri. Dar sper ca săptămâna viitoare să desemnăm câștigătorul licitației și, dacă nu avem contestații, să facem contractul. Când preconizați dumneavoastră să porniți lucrările? Păi, dacă nu s-a fac contestații, sperăm ca în primăvară să începem deci lucrările. Deci în aprilie mai să dați drumul la lucrările. Deci se începe din partea de sud, acum, dinspre oraș. De la podul Turcineștiului. De la podul Turcineștiului, pentru că vrem să mergem cu ea și să o și dăm. Adică să și folosească și cei care... Urcați și spre Hulez. Da, toate satele. Deci este proiectul făcut pe toate satele. Acolo e puțin mai complicat, că mai sunt pante. Dar important e să facem aceste zone. Sunt niște zone foarte dificile, cu pânza de apă freatică sus. Oamenii au tot felul de fose care nu mai rezistă. Da. Și poate pe unii costă mai mult folosirea vitanșelor decât costă canalizarea. Descărcarea a foselor respective. Da. Domnule primar, vreau să vă întreb despre învățământ. Știm că dumneavoastră aveți printre școlile care le păstoriți, aveți o școală care este monument de arhitectură și care reprezintă mândria învățământului de la Turcinești. Da, avem o școală cu care pot să vă spun că mă mândresc. I-ați păstrat și în, poate, și în recondiționare, în modernizare, prima mea acțiune a fost, am făcut un proiect de hotărâre pentru dat numele acestei școli, am dat numele școlii numele celui care a făcut-o. Pentru școala Grigore Geamănu. Școala Grigore Geamănu. A fost ministrul, Părintele Comunei Turcinești, pot să-i spun, care ne-a făcut școală, ne-a făcut pod, ne-a făcut pavaj, ne-a făcut electrificare, nu ne-a făcut CAP-ul. Am scăpat de asta. Dar pentru asta i-am dat numele. Școala este, deși are și făcută, începută în 49, terminată prin 51, am făcut o reabilitare în mai mulți ani, pentru că și aceea am fost criticat de adversarii mei că n-am cheltuit banii. Nu i-am cheltuit pentru că am făcut licitații cinstite și s-au făcut la prețuri mici, am mai făcut odată iar la preț mic și în final am terminat banii și am făcut școala modernă. Școala, pot să vă spun că corespunde din orice punct de vedere. Cum ați reușit să păstrați arhitectura tradițională? Păi am păstrat-o pentru că cei care au venit au trebuit să o păstreze, că noi n-am umblat la structură, nici la ușile exterioare, doar am schimbat templăria, am luat-o de la acoperiș. Prima dată am făcut acoperișul, pentru că lucrez degeaba în interior dacă n-ai acoperișul bun. Am făcut încălzire centrală, am făcut reparație capitală la partea electrică, toalete interioare, deci e o școală modernă. Singurul lucru cu care ne confruntăm, asta e unul din dezavantajele apropierei de oraș, este numărul copiilor. Avem copii în satul Turcinești care au aceeași distanță de școala Turcinești ca de școala din Vădeni. Am încercat să facem tot felul de metode, merg în sat cu directoarea, cu profesorii, discutăm cu părinții, îi chemăm la școală să le arătăm. Am avut o situație când un prieten de-al meu l-am venit și a zis, eu nu știam că e școala așa. Deci este școală care corespunde, cadre didactice, tinere, bine pregătite. Fiind aproape de oraș, nu se pune problema la cadre. E problema cu numărul de elevi care mai pleacă, încercăm și facem tot posibilul să-i menținem și să-i convingem că e bine la Turcinești. Mai sunt unii care pleacă, consideră că la numărul 4 sau la numărul 8 iasă miniștri direct, când se împotmolesc acolo, vin înapoi. Deci am o problemă cu o școală din satul acesta, Horezul, care am ținut de ani de zile să nu o desfințez, pentru că eu sper că acest sat să mai învie. A avut pe timpuri două clase. Spus, iată, acum a început să renască. Încep să revină și mă mândresc întotdeauna când am auzit că un copil de la școala, plecat de la școala Horezul, o școală mică cu 1-4 într-o clasă, și a luat nota 10 la matematică la liceul Tudor. Să felicităm și noi pe acești elevi care, fac performanță, cum îmi spuneam eu un profesor când eram elev în anii 70, spuneam felul tău, domnule, și carte poți să înveți oriunde, trebuie doar să ai puțină voință. Da, să ai bunăvoință. La noi, la țară, eu știu, eu le-am și recomandat și la părinți și la profesori și la țară copiii mai și muncesc, nu cred că se pune problema
că și eu am muncit când am fost mic, e bine dacă un copil știe să facă de toate acasă și dovadă că acești copii au și ajuns departe. Care au fost de mai ban gata și i-au ținut în puf, n-au prea realizat mult în viață. Domnule primar, vreau să-mi vorbiți puțin și despre activitatea, să spunem, agroturistică de la dumneavoastră. Știm că aveți inclusiv un obiectiv muzeal de arhitectură tradițională foarte important și pe lângă el s-au concentrat și așa numitele pensiuni. Deci cum stați și cu această activitate? Pentru că știm din emisiunile care le-am făcut de-a lungul vremii cu dumneavoastră că și aici aveți rezultate care vă mulțumesc. Da, am avut, sunt rezultate și apar din ce în ce mai multe. Avem un obiectiv turistic foarte important, Casa Cartianu, care este o casă foarte veche, 1800, și pe lângă ea un tânăr, și asta mă bucur, care pot să vă spun sincer, când a încercat, mi-a spus ce vrea să facă, am rămas așa în puțin. A început, să a început spunem, acolo, 3 ani. Trei ani sunt de când a început. A făcut o pensiune foarte, să nu-i spunem numele, nu-i spunem, foarte bună și merge foarte bine. În prezent se mai lucrează la, deci este, s-a făcut recepția lângă o agropensiune, mai este încă o pensiune în satul Turcinești, agropensiune s-a recepționat, mai este o pensiune care e foarte mare, pensiune turistică în satul Rugi, este mai mare, este foarte mare și mai sunt depuse încă 4 proiecte pentru agropensiuni turistice. Deci iată, activitatea economică, socială este efervescentă și aici. Știm că în toate lunile, dar îndeosebi vara, numărul de oaspeți este unul important, nu numai la aceste agropensiuni, dar și la cetățenii care primesc rude sau cunoscuți. Da, da, pentru că discutam odată cu cineva de la pensiune și a zis, dom'le, decât să parchez în oraș pe o stradă, să n-am siguranța mașinii și să aud toată noaptea mașini, vin la pensiune unde nu se aude nimic decât păsările. Despre activitatea agricolă aici la dumneavoastră, știm că dețineți bazinul cel mai important de fructe și în special de cireșe, care a fost, să spunem, emblema și rămâne emblema Comunei Turcinești. Da, avem cel mai mare bazin de cultura pomicol de cireș din țară, făcut de cetățeni din Mostrămoș. În fiecare an organizez Ziua Cireșului, dar nu cu scop politic, ci doar cu scop științific. Eu știu să nu invit decât specialiști și tineri. Și școala, da, și consumatori și tineri, și școala și pe dumneavoastră care îmi face, fost în da, da, și prin asta vrem să ducem mai departe această tradiție. Îmi spunea un mare specialist de la fosta stațiune pomicolă că venise cineva cu ideea să punem ceva nou, soiuri mai noi, și a zis, dom'le, lasă oamenii cum merg, că merg foarte bine, pe soiuri locale, soiuri cu portaltoi sălbatic, care merg destul de bine. Plantațiile sunt reînnoite, singurul lucru cu desfacerea, aici am încercat tot felul de variante, am încercat cu oameni de afaceri să facem un centru. Este foarte greu pentru că acest fruct este perisabil. Adică prețul ține câteva zile. Câteva zile, prețul oscilează de la zi la alta și e foarte greu. Am avut niște promisiuni de niște fabrici, au rămas valabile și în continuare, dar așteptăm acum și dânsi așteaptă să vadă ce va spune. Spre primăvară așteptați un răspuns vis-a-vis de o fabrică de un punct de prelucrare, de prelucrare primară pentru gemuri, compoturi și dulce. Așteptăm să vadă ce măsuri apar acum pentru pe măsurile agro, de politică da. Agro-europeană. Da, ca să poată să facă niște, să obțină fonduri, să facă așa ceva. La noi. Știi că aveți la ieșire acolo o plantație chiar și de mere foarte importantă. Da, acea plantație a fost o iaseu, dar nu e îmbătrânită, dar sunt oameni care fac plantații moderne. Eu le-am dat exemplu că am făcut o plantație. Și legume vând foarte mulți pe piață. Da, este o formă de existență care oamenii au perpetuat-o și înainte de război și în timpul. Oamenii se adaptează condițiilor actuale, pentru că dacă a văzut că o perioadă fructele n-au prea mers sau prețul e prost, oamenii s-au apucat și de solarii și au început chiar cu solarii nu pentru ca uz intern, pentru și pentru piață. Domnule primar, pe final mai avem mai puțin de un minut. V-aș ruga să ne spuneți ce aveți pe agenda ca prioritar în aceste luni, februarie, martie,
când vă pregătiți, am spus de lucruri importante, dar cu siguranță mai aveți și alte aspecte care țin de importanța activității socio-economice la Turcinești. Păi, cred că asta e cea mai importantă, canalizarea, dacă reușim să facem contractul și să o demarăm, acolo chiar că o să stau zilnic pe ea, pentru că știu, nu vreau să mai am problemele care le-am avut înainte, deși n-am avut, nu din vina mea, dar o să fiu mult mai atent. Mai am de terminat acea investiție de asfaltare, cea de modernizare, am destule, am vreo 3 investiții în acest an, care cred că nici nu mă lasă să fac prea multă campanie. Locuri de case mai au oameni dacă vor să cumpere mai la sunt, dumneavoastră? Mai sunt locuri de case. Mai sunt. Nu chiar în centru, dar mai sunt locuri. Iată, un primar care a știut să fie un bun gospodar, un primar, poate singurul din câte știu eu, și am bătut primăriile din județ de ceva ani de zile, singurul care are o experiență nemijlocită în primărie de peste 35 de ani, bătut spre muchie, spre 40, iată, un primar care știe să facă totul și care inclusiv, eu mi-l amintesc într-o perioadă când erau zăpezi de mari în 2012, că dânsul la ora 5 când filmam noi era pe tractor și curăța zăpada. Iată, un exemplu de primărie, un raport de început de an. Noi vă invităm, Omăristele 3, și mulțumim domnului primar. Cu plăcere.